Emil Boclea a tras atenția prefecților că în termen de 10 zile așteaptă propuneri privind atribuțiile și patrimoniul care pot fi transferate spre autoritățile locale. În plus, șeful executivului a subliniat faptul că după data de 15 august va intra în vigoare Cartul Cocâlnician, un program de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii. Este o măsură suplimentară de susținere a mediului de afaceri. Au fost alocate 24 de milioane de lei pentru subvenționarea dobânzii în cadrul acestui program, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii să beneficieze de sprijinul statului la subvenționarea dobânzii și la obținerea de credite până în anumită limită. Pentru menținerea și crearea de noi locuri de muncă, este o măsură suplimentară de susținere.